Trebuie să ne gândim când deschidem o afacere la, la un aspect foarte simplu. Ca să deschizi o afacere, ai nevoie de resurse. Acum, resursele sunt de tip, diferite feluri. Oamenii cred că doar singura resursă de care au nevoie este banii. Banii sunt o resursă. Și într-adevăr, dacă tu nu ai bani, nu ai această resursă, ce ai putea să faci este să te uiți care sunt domeniile în care intrarea este cu o investiție financiară mică. Și în domeniul meu a fost investiție mică financiară pentru că ce trebuia? Îmi trebuia un site și îmi trebuia cărți de vizită și să-i dau drumul. Imobiliarea e foarte asemănător. Îți trebuie niște cărți de vizită și încep să reprezinți clienții sau uh, vânzătorii. Fără sau... să investești nimic în marfă. Exact, n-ai nice stoc, da, la început nu trebuie de neapărat da. De instrumente. Deci, intrarea din punct de vedere al resursei financiare este, este joasă, este foarte ușoară. Dar asta este doar un tip de resursă. Mai sunt resurse de gen care poți să le folosești foarte bine ca pentru a începe o afacere. Cunoștințe, da? sunt businessuri care încep cu resurse financiare foarte reduse pentru că omul începe cu resurse de know-how foarte puternice. Are cunoștințe foarte profunde într-un domeniu anume. Nu știu, ar putea să fie inclusiv în zona imobiliară. Dacă, să zicem, a lucrat ani de zile într-o firmă de construcții. Și a înțeles cum construiesc ea și cum vând și cum alege patronul ăla care e milionar sau miliardar Cum își alege zonele în care construiește, că o înțeles care e piața și care e cartierul care se dezvoltă Omul foarte ușor face pasul către imobiliare pentru că are know-how în spate Nu-ți trebuie resursa bani atât de mult cum îți trebuie resursa de know-how Informație și... Exact un alt tip de resursă care poate să fie folosit foarte ușor și a intra în business este resursa de networking. Imaginează-ți că ai lucrat într-o companie ani de zile și ai construit relații cu tot felul de companii, în momentul în care faci pasul către antreprenoriat, tu mergi cu un bagaj de networking, de cărți de vizită, de contacte, care îți generează business-ul în primii ani de Vre activitate. Poți te convertești în client? Exact, exact. Deci, ăla e un alt tip de, de resursă. Un alt tip de resursă este resursa de marketing și vânzare. Adică, dacă ai cunoștințe foarte bună de vânzare și de marketing, tu poți să faci pasul către antreprenoriat în secunda 2, pentru că tu nu trebuie să ai un produs, tu poți să vinzi produsele altora. Poți să devii o agenție de marketing, poți să devii un uh, afiliat marketer, marketer, poți să te duci la companii și să-i întrebi, aveți nevoie de clienți. Și am senzația că majoritatea o să spună, da, și spui, ok, în, în schimbul unui comision, poți să-ți aduc clienți pe bandă rulantă. Deci, Ăla e un alt tip de resursă. Resursa de know-how în vânzări și în marketing. Resursa de public speaking. Sunt atât de multe business-uri care... Din păcate, au, din fericire au un produs sau un serviciu foarte bun, dar din păcate nu au expunere suficient de mare. Uitați-vă un pic la, mai nou la majoritatea companiilor mari, își vând și își lansează produsele prin public speaking. Elon Musk lancează uh, pickup up ul pe scenă, da? ale public speaking. iPhone-ul, uh, Apple-ul, toate produsele sunt lansate în conferințe, în public speaking. Microsoft. Gratuit. Gratuite, exact, exact. Gândiți-vă, Elon Musk, citeam știrile zilele trecute, că a încasat deja precomens, cum ar veni, de 200 de miliarde, nu, 20 de miliarde de dolari. Și zicea el, zero marketing, zero uh, advertising. Au făcut un eveniment. Deci asta este o altă resursă de care poți să profiți, este această resursă de, de, de abilitatea ta de a prezenta, de exemplu, să generezi business ori pentru businessul tău, ori pentru alte businessuri. Și atunci, ceea ce aș spune, ca să răspund specific, foarte specific la întrebarea ta, în ce domeniu ar putea să-și deschidă orice român, gândește-te care este resursa pe care o ai deja. Că poate n-ai bani. La care ai acces. Sau la care ai acces, da. Sau care ți cel mai la îndemână să-l obții. N-ai bani? Ok, ce ai din ce alte resurse? Nu știi să faci vânzări? Poți să înveți cel mai repede posibil, mai repede decât networkingul ul să-l creezi sau să faci rost de bani? Ok, du-te în direcția respectivă. Public speaking-ul simți că te atrage mai mult și e mai ușor de acumulat? dă în direcția respectivă. Deci nu vă gândiți neapărat la domenii, ci gândiți-vă mai mult la ce fel de resurse pot să vin eu și să pun pe masă, pentru că asta lipsește de fapt. Tinerii vin la mine și îmi spun Loran, am o idee genială, n-am bani. Băi, prietene, banii nu sunt o problemă. Adică, dacă ești bun în business, te duci la un antreprenor care are bani și, din fericire, sunt în România o grămadă de oameni care au o grămadă de bani și abia aștept să investească în ceva să bun. Să facă un startup. Da, dar nu o să dea banii la un, la un, un băiețel care habar n-are cu ce se mănâncă businessul, chiar dacă ideea e genială. Și atunci orientează-te în acumularea de resurse. Tony Robbins, și cu asta închei răspunsul la această întrebare, Tony Robbins are o frază care mie mi se pare genială. El spune așa, problema în lumea care trăim nu este lipsa de uh, resurse, este problema de resourcefulness. Adică tu să simți că orice resursă este nevoie, tu poți obții resursa respectivă. Și asta este un element uh, important.